performanță maximă. Performanță maximă. Haideți, dragilor, să vedem și asta. Deci, vedem, uite, marca. Vă spuneam că este 100%. N-avea cum să treacă. Nu, oricât s-ar fi străduit, aici este marca. O matcă foarte, foarte, foarte valoroasă. Foarte valoroasă după cum lucrează. Doar aici ne dăm seama de calitatea muncii. Da? Deci acum ea se va duce și rama aceea care era nebătută, o să o bată cât de repede. Ei, și acum să fiu eu sincer, câtă hrană am văzut. Astea două rame, haideți să le spunem, astea două rame au foarte puțină miere. Ai văzut până da. Sus? Nimic. Când ies atât albină, salcâmul pe sfârșit, ploile se anunță. Deci eu trebuie să fiu foarte atent. Acum să iau și să bag o ramă. Deci obligatoriu trebuie să bag o ramă cu hrană. Da. Ca să fiu sigur. Deci de ce să risc? Să fie o ramă bună cu hrană. O ramă cu hrană și eu atunci sunt foarte fericit. Măcar... Da? Deci dacă n-aș chiar avea... 2 kg de miere, deci, dacă n-aș avea... Aș zice, băi, nu am ce să fac, de unde se iau? Păi de unde se iau? Din față iau. Deci o să iau din față o ramă și totdeauna ne ducem la rama mărginașă, ca aceea are și polen, are și păstură. Deci ori de aici, ori de dincolo. Nu are importanță. O să iau pasta și pun la loc, ce-i pun? Rama pe care am dat-o deoparte. Deci, dragilor, iată cum procedez. Să trag ușor. Că ăsta mi-a fost obiectivul. Să... Am și rezervă de hrană. Și păstură. Ia uitați-vă. Da? Vreau să vedeți bine, bine rama. Am matca aici? Nici vorbă. De unde să am eu matca aici? Ia uitați-vă, dragilor. Ia uitați, vă spuneam despre valoarea botcii. Vă rog să priviți ce botcă minunată. O las eu pe asta acolo? N-am să o las. Este o superbă botcă. Nu puteam să vă conving mai mult decât așa. S-a întâmplat ca pe rama asta să fie și o botcă. Vă spuneam că este împinsă spre schimb liniștit de matcă. Numai așa crește o astfel de botcă. Deci în momentul în care eu am făcut mișcarea, dragii mei, în momentul în care am făcut mișcarea, botca asta era pornită, probabil. N-am mai știut de exact, nu m-am uitat peste tot. Dar acum, în clipa asta, eu nu o pot lăsa. Este o minune botca asta. De ce nu o pot lăsa? Păi aici am eu nevoie să ecluzioneze asta? Nu. No. Dragilor, iată, trebuie să fim aici atenți, nu cumva, trebuie când decupați, atenție, faceți așa fel încât să nu cumva să cadă. Ca, așa cum este, dacă o picată se desprinde matca și se desprinde larva și îmi stric tot jocul. Așa, trebuie să tai cu mai multă grijă. Ia uitați, așa ceva nu găsiți. Nici măcar când se crește în sistem, când se crește măci în sistem industrial, și acolo nu știi tu să ai un optim între lăptișorul care generează și câte boți ai băgat. Nu, e tot la întâmplare. Numai albina știi. Performanța maximă albina o faci. Așa o bot că, păi dragilor, așa vreau să vă spun că v-am pregătit. Da? Și de aceea nu am făcut-o eu cu botca asta. Ci pur și simplu din cauza că am gândit în biostup sistemul acesta de creștere. Deci faptul că m-am gândit la varianta asta, să trag în spate, să fac chestia asta. Iată-mă acum în varianta în care mi-am pus hrană, că eu nu vreau să risc. Nu vreau să risc pe perioada asta. Dincolo să nu o lăsăm să răcească. Am să o pun acolo unde colectez boțile. Poți ales, prietenul meu, știi? Avem colectate boțile tipul acesta ca atunci când continuăm lucrarea să le putem folosi. Ia uitați-vă, dragilor, stă aici foarte, foarte frumos. Așa că
cu albina care o avem aici, e asigurată căldura, continuă să o încălzească. Nu riscăm, că dacă stai prea mult cu borca aceea afară, riști să o pierzi. Și iată-ne rama asta, care are ce? Rama asta care are ouă proaspete. Ouă proaspete. Acum s-ar putea, el fiind frământat de creșterea bocilor, s-ar putea ca ei să-mi dea drum la una, două boci. Două, trei boci, știu eu. Depinde cum hotărăște el. Eu am să-mi notez asta și aceasta va fi la o altă generație. Sigur că, dacă nu sunt atent, vor fi roase. Că va ieși una din mățile care sunt deja pe în ramele acestea. Da. Da? Dar eu n-aveam ce face. Rama asta care am luat-o de aici, am pus-o dincolo, că mi-am luat asta cu rezervă. Deci am făcut treaba asta fără să stau pe gânduri ca să-mi iasă. Obiectivul a fost acela să-mi aduc hrană, să fiu sigur. Că eram la ghici în câteva zile acolo. Nu puteam să-mi permit eu. Dacă am hrană, tot. Și albina e din aceeași neam, o circulat până acum albina. Deci eu n-am riscat deloc să vin cu albina străină, nu? Cu albina străină ca să-mi lovească matca de aici. Nu. Deci e totul perfect. De-aia biostupul este... Din aceeași, dacă trec 3-4 zile și vii cu matca, vii cu albina peste ea, există riscul să ți-o omoare, pentru că ea și-a format un alt stil, alt ceva și-a propus. Iată acum, dragilor, ce fac cu acest... nu fac altceva. Dacă acum aș fi frământat de ea pe larnil, fă, Doamne! Ia uitați-vă cum sunt larvele în a 7-a zi, a 8-a zi unele. Iată că pe undeva pe aici parcă a început să căpă, sau n-a început, parcă dincolo a început să căpășească. Și atunci acesta poate fi decupat complet, scuturat, decupat, stors la o presă și încep să obții și apii la nil. Deci biostupul îți oferă șanse maxime de, mă rog, obțin produse în fiecare moment. Dacă asta este prinsă cu caturi, cum îi se întâmplă în sistemul cu 10 rame acolo și chinuit, vai de capul lui, ei bine, acolo nu mai ai nicio șansă. Incluzionează și din ce era asta, capcană devine mulțitor. Iată-mă încă o dată să explic ce mi-am propus. Am vrut neapărat să studiez aici, să închidă complet Hanemanul și cu diafragma aceea. De ce? Că nu mai mă interesează. Am albină destulă, mi s-a format aici. Ce mai ecluzionează? Două rame cele văzut că erau bătute full cu albină. Da. Deci există riscul aici, dacă găsesc ceva cules, ca aici matca asta să pornească, să împingă lucrurile spre roire. Da? În lipsă de spațiu. În lipsă de spațiu, sigur că da. Dar noi avem aici contact. Cu cine stăm de vorbă? Cu rama plăditoare. Când am văzut de venim cu început să cărească boci acolo, am intervenit. Da? Ce fac? Ălea două rame le iau cu puiet care ecluzionează și îi pun aici la crescut. În cazul și o temperăm. Da? O temperăm foarte rapid. Deci de acum folosim, dar mai mult, pe tot parcursul ăsta, până când mi se prind cele două măci și încep să ouă, eu folosesc ajutorul de aici. Da. Albine de aici pot să duc aici în față. Da, pentru alimentare cu puiet. Pentru alimentare cu puiet. Asta e toată discuția. Deci, ce-și fac? Scutul rama cu puiet, scutul rama de albine, că de acum nu mai știu eu dacă cumva au ieșit, dacă cumva a ieșit matca. Nu iau eu la învârtit tot nucleul. Pur și simplu scutur rama asta cu puiet aici, rămâne numai puietul căpăcit, am băgat-o acolo, ca să nu cumva să omoare matca care e ecluzionat, aceea vine înfecundată, asta o omoară. Ea vine cu feromonii de la matca de aici, din spate, care era împerecheată. Atunci e riscul să-mi omoare. Iar eu am grijă, îi duc numai albină, numai puiet căpăcit îi duc aici. Da? Puiet căpăcit și stau liniștit. Nu-i duc ouă proaspete, că dacă îi duc ouă proaspete, ce spune albina proprie? Păi vezi că noi avem deja, tragem boți, tu ești neîmperecheată,
Salut, o omoară. Matca va ieși la împerechere când și-a terminat tot aici. Ea este cu teamă mare. Că ce să face ea dacă cumva vreo surată ies în urmă? Și ea mână în mână până nu s-a sigur că nu mai există nicio celulă din care să există, să apară o viitoare matcă, nu ies la împerechere. De aceea, ramele, repet, dacă punem ceva cu puiet, căpăcit să fi fost căpăcit, că acela iese, e albină tânără, nu are nicio treabă și albina bătrână, albina matca va ieși la împerechere foarte simplu. Deci, dragilor, iată, Traiane, iată tu, viitor apicultor, iată dacă tu, cel care ești factor decizional și ai înțeles după filmulețul acela, cum anume pot fi fondurile europene dirijate în trepte, nu odată când ajunge el de unul singur la 120-170 de familii. Acela e apicultor, zic, treaba lui, în căciulă dacă obține merit, povestea lui. Pot să vină, va veni și el spre Biostup când vede toate chestiile astea. Dar e mai târziu. Însă eu acum tot ce am făcut, am făcut pentru a atrage atenția că începătorul are la dispoziție, are în softul necesar, adică sunt cele 7 volume, și are și filmulețe concrete cu mulțirea. M-am și în alte etape, dar acum parcă m-am dus din ce în ce mai aproape de perfecțiune. Așa cum Viorel cu Biostupul a mers din etapă în etapă, așa și eu aici tot stau și mă gândesc ce soluții la ce soluții să ajung încât să obținem performanță maximă. Și să muncim cât mai puțin. Dragilor, dragostea asta care te prinde pentru a crește tu familia de albine, pentru a crește tu o mătcuță, pentru a avea o mătcuță de aceea, îți dă o satisfacție extraordinară. Spui, da, merită Biostupul, merită această nouă tehnologie. Deci, vedeți, nu deodată mi-a venit și mie toate ideea. Până într-un început era doar cum să fac eu rama cleditoare, să am acces la ea ca să nu deranjez familia când, atunci când am pierdut un vagon. Ce mare suferință a fost. Dar de la o etapă la alta, punându-mi mintea la treabă, am găsit soluții din ce în ce mai bune. Așadar, pun catul la loc, am lăsat fante pentru cele două. Voi vedea peste câteva zile și în mod sigur, dacă timpul este așa prost, nu va fi pusă albina în situația să culeagă și n-are unde să pună. Ea, am spus unde pune foarte mult acum. Totul pune jos. Ramele vor fi full cu nectar, cele 6 rame, pentru că chiar dacă las eu catul aici, îl las degeaba, pentru că are spațiu să pună. Acum, când și ploaia, nu știu dacă mai are ce să mai culeagă, sau când e pe sfârșite, mai ales după câteva zile astea de ploi, noi acum ne gândim cum să valorificăm, să nu cumva să stagneze măcile. Deci, ce mi-a oferit Biostupul ăsta? El a fost cu 3. La un moment dat, din cele 3, noi am luat 2 din măci. Și ca să le explicăm pe clar, pe îndelete prietenilor noștri, iată, dragilor, acesta a fost un biostup nou și am luat, nu știu, zilele astea în care am luat, nu știu, nu-mi dau seama când, și am luat nucleul dintr-o parte, din alta, nu? Și l-am adus aici. El își formează albina cărătoare, el își va da drumul și se va popula. La momentul când se va umple, sper să găsim unul care e deja umflut, nu știu, asta din spate, să vedem aici, și ăsta a fost tot așa lucrat, nu mai știu exact, este mai avansat, vedeți? Dragilor, că a și crescut. A fost așa, așa am adus în spate. Cred că am dus matca în spate, nu știu, haideți să vedem și la asta, concret ce am făcut. Câte rame? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rame crescute. Crescute. Formidabil. Una în spate. 9. Am 9 rame crescute. Deci vedeți câtă forță i-am dat, cu câtă forță, din ce motiv? Că noi am luat cele două,
Eu rămas albina călătoare, ăsta s-a dezvoltat și acum, haideți să vedeți, dragilor, ce am putut să facem. Da, uitați-vă, nu i-am pus încă diafragma, circulă o singură, deci o singură familie. Încercăm acum să-l dezvoltăm, să venim și mai în spate, adică iar circul de un cap la altul, să-l dezvoltăm, să umplem în partea asta altă, să înceapă să circule și albina pe partea asta altă și în final, în final, iată, aici am dus o ramă, o ramă cu puietcă, o ramă ouată, da? Deci este o ramă ouată. Uitați, vă dați seama, foarte ușor, toată zona asta e cu ouă și doar aici a pus un pic de, cum vă spuneam de fiecare dată, nici o celulă de trător. Toate sunt numai de albinuță. Așa. Și am venit acum și așteptăm în câteva etape să crească și acesta. Da? Deci uitați-vă cam care este ideea. Sigur, aici colectăm varoa foarte clar. Ăsta este momentul nemaipomenit. Ea a fost undeva în față pentru un moment. Acum am tras-o în spate. Matca de oriunde ar fi, dragilor, de unde ar fi, arată, te rog, pe culoare, privește așa, pe orice culoare vine și spune, mai avem celule crescute? Da. Și aici vine și ouă. Merge pe intervalul acela, ajunge la capăt, vine și ouă. Deci asta este ideea biostupului. Nu degeaba este această grilă perfectă cu intervalul dintre două rame. Yeah. Da? E perfect cu intervalul dintre două rame. Nu, n-am văzut aici, dar ea a ajuns aici și a făcut treaba. Dacă îi mai apar celule, sigur va face în continuare același lucru.